Până la data de 13 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.086.492 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 1.049.537 de pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 0,13. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 184.895, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Brașov, Constanța, Iași și Prahova. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 83 de cazuri, urmat de Cluj cu 19 cazuri, Ilfov și Neamț cu 16 cazuri, Timiș 15 cazuri, iar Prahova și Suceava au înregistrat câte 14 cazuri. Până astăzi, 34.337 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 12-13 august 2021 până la ora 10 au fost raportate de către INSP 3 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani și două decese la categoria de vârstă 70-79 de ani. Două dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități. Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 383 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 45 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 786. Dintre acestea, 102 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.857.234 de teste real-time PCR și 2.036.221 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.537 de teste real-time PCR și 18.774 de teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 1,18%. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.573 au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 5-12 august 2021 au fost raportate 35.381.520 de cazuri în Uniunea Europeană și în spațiul economic european. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.